Fraților, încet, încetişor se apropie și momentul Brexitului. Dacă totul merge bine, vom scăpa de englezi până pe data de 29 martie 2019. Hashtag pașii pusi. Până atunci, încă mai aveți timp să vizitați Londra cu buletinul. Uite 15 lucruri esențiale despre Londra. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. 1. Londra e al șaselea cel mai scump oraș din lume. Adică de vreo 3 ori mai scump ca Bucureștiu și de 10 ori mai ieftin ca Mamaia. 2. Big Ben-ul nu e turnul, e clopotul din turn. Pe principiu, Bianca Drăgușanu nu e Bianca Drăgușanu, e plasticul din ea. 3. Londra a fost fondată de romani. Pe vremea aia se chema Londinium. 4. Traficul din centrul Londrei a ajuns în asemenea hal că mașinile se mișcă mai încet decât o făceau căruțele acum 100 de ani. Deci se poate și pe la alții. 5. În secolul 14, o treime din populația Londrei a murit de ciumă. Astăzi, londonezii nu mor de ciumă, dar mor de ciudă, că ies din UE. 6. În Londra e ilegal să mori în interiorul clădirii Parlamentului. La noi nu e ilegal, dar nu profită nimeni de asta. 7. În 1916, magazinul Harrods vindea o cutiuță de cadou pentru prietenii de pe front. În ea găseai cocaină, morfină, o seringă și un ac. 8. Chiar acum, în Londra, trăiesc 72 de miliardari. Mulți dintre ei sunt ruși. Ceea ce mi-aduce aminte. Unde e tezaurul ăla și de ce nu l-ați dat înapoi? 9. În Londra se vorbesc peste 300 de limbi. Culmea, pe lângă română și pakistaneză, dacă te concentrezi nițel, ai ocazia să auzi și niște engleză. 10. În timpul celui de-al doilea război mondial, londonezii au ucis toate animalele veninoase de la zoo în caz că e bombardată grădina și scapă alea prin oraș. 11. În 1700, 20% dintre femeile din Londra erau prostituate. Astăzi nu mai e deloc așa, pe motiv că Pornhub e gratis. 12. Pe lângă pasageri, metroul londonez găzduiește liniștit și aproximativ 500.000 de șoareci și șobolani. 13. În secolul 18, în Londra, în loc să plătești biletul de intrare la grădina zoologică, puteai aduce o pisică sau un câine care să fie folosiți pe post de hrană pentru lei. 14. În secolul 16, în Londra, era interzis să-ți bați nevasta după ora 9, pe motiv că zgomotul ar putea deranja vecinii. Și 15. Terminăm glorios cu faptul că în 2014, tot în Londra, un loc de parcare s-a vândut cu 400.000 de euro. Nu e așa că ar fi haios să găsești un Logan cu numere de Bulgaria parcat acolo? Cam atât pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!